Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Dăescu Chirea Narcis. Îmi face plăcere să mă reîntorc în audiovizual. Acest lucru se datorează și reîntoarcerii domnului Emilian Frâncu, care este managerul nostru și care va face o treabă frumoasă pe noua grilă Etalon TV. Emisiunea Esențial, o să vă întâlniți cu ea în fiecare zi de marți, de la ora 17 la ora 18, își propune să prezinte oameni, fapte, lucruri frumoase numai din nordul județului. Pentru că stațiunea Călimănești-Căciulata este capitala nordului, începem și noi, așa cum se cuvine, cu primarul orașului Călimănești, domnul Florinel Constantinescu, care este în studio alături de mine. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Domnule primar, pentru noi este ușor că ce facem acum facem de 8 ani de zile. Audiența la primar, numai că se desfășura în biroul dumneavoastră acolo la Călimănești, de data aceasta avem ocazia să oferim și privitorilor noștri exact ce vorbim. Așa este, noi am colaborat de-a lungul celor două mandate și mă bucur că, iată, astăzi avem ocazia să ne adresăm și telespectatorilor Etalon TV. Și vor vedea exact documentarea, pentru că de mâine încolo o să scriu un cozie info exact ce vorbim noi astăzi. Pentru că nu avem foarte mult timp, săptămâna trecută la Călimănești s-a semnat finanțarea la două proiecte foarte importante pentru dezvoltarea noastră de acolo. Despre ce este vorba? Da, eu declar o săptămână excelentă. Chiar am vrut să scriu pe site-ul primăriei. N-am făcut-o până acum, dar probabil mâine o să-mi fac timp să scriu aceste lucruri. De ce o săptămână excelentă? Pentru că după, zic eu, o muncă susținută, nu numai de noi executivul, dar și de angajații primăriei Călimănești, de colegii noștri de acolo, am semnat două proiecte mari și nu numai. Este vorba, în primul rând, de un lot de 5 blocuri pentru eficientizarea energetică a lor, un proiect frumos care este finanțat prin Ministerul Dezvoltării și celălalt proiect, un proiect pe POR, un proiect cu fonduri europene, destul de amplu, este proiectul nostru cel mai amplu de până în prezent, se referă la îmbunătățirea calității vieții populației orașului Călimănești prin modernizarea acestuia, un proiect în care sunt cuprinse unități esențiale pentru localitatea noastră și aici mă refer la Casa de Cultură, mă refer la Centrul Multifuncțional, la Școala Generală din Jiblea Nouă, la Centrul Cultural din Jiblea Nouă, precum și la terenul de sport de acolo, tot din Jiblea Nouă, dar și la modernizarea a 7 km și ceva de străzi pe care le mai aveam necuprinse într-un proiect din acesta de modernizare, să știe că noi lucrăm la un proiect de modernizare care cuprinde peste 30 de străzi, în total peste 16 km de străzi interioare și iată că acest proiect vine în completarea proiectului mare, să zic, de asfaltare sau de modernizare străzi, așa cum este el cunoscut. Tot în săptămâna trecută am avut plăcerea să primim proiectanți de la o firmă de proiectare din București pentru un proiect la care, la fel, s-a insistat foarte mult, un proiect cu ANIF-ul, cu bunătățirile funciare. Este vorba de combaterea eroziunii solului și a inundațiilor care se produc adeseori în localitatea noastră. Tot săptămâna trecută am primit, să zic, finanțare din partea Guvernului pentru două zone prin situații de urgență, deci, cu alte cuvinte, pentru repararea unui pod și a unei zone în care s-a produs o alunecare de teren
și la care încă o dată spun, am primit finanțare pentru ele. Deci cum să nu te bucuri de asemenea săptămână și cum să nu aștepți în continuare cu nerăbdare să pun în practică aceste proiecte? Domn primar, sunt multe, multe proiecte de care vorbiți. Eu am scris de unul doar, acela de 5 milioane și m-au certat. Și-a dat naștere la multe comentarii. M-au certat. Da, am văzut și eu. Sigur, suntem datori să informăm populația cu cele. Ați văzut că sunt multe felicitări, dar sunt și dintre cei care nu cred că se pot finanța proiecte de o asemenea valoare, da. Și atunci așa cei neîncrezători își exprimă această părere și, dar eu am un singur răspuns, ceea ce am făcut până acum. Ați văzut că am pus în practică proiecte la fel de mari, la fel de generoase și care au dus la îmbunătățirea sau la un plus de valoare în orașul nostru și sunt convins că în final vom reuși cu adevărat să modernizăm acest oraș și să-l ducem la nivelul unei stațiuni de interes național și, de ce nu, de interes internațional. Haideți să ne oprim puțin la proiectul de 5 milioane, pentru că ați rămas cumva dator UAT, Călimănești, primăria către locuitorii din cartierele orașului cu asfaltările de străzi. Dumneavoastră, în alte interviuri, le-ați promis că vor mai urma finanțări. Deci, s-a terminat Jiblea Nouă de asfaltat. Mai e ceva de asfaltat acolo? Mai este ceva de asfaltat în Jiblea Nouă, mai sunt câteva străzi, adică două, trei străduțe, nu pot să spun că sunt străzi mari, dar care n-au beneficiat de lucrări de infrastructură și aici mă refer la canalizare. Se lucrează pe aceste străzi la canalizare și până la finalizarea acestui proiect, adică noiembrie 2020, și aceste trei străzi vor fi asfaltate. A, dar deci sunt bani, nu? Pentru, și pentru, da, bineînțeles. Noi vorbim de străzile, de toate aceste străzi care au beneficiat de finanțare, care beneficiază de finanțare. Sigur, și aceste două, trei străzi erau terminate dacă aveam canalizarea pe aceste străzi. Dar e păcat să venim cu modernizarea lor prin asfaltare, prin rigolele de preluare a apei, prin podețe de acces și după câtva timp să spargem toată această lucrare. Așa, acum le faceți canalizarea? Și se lucrează la canalizare, vom termina canalizarea și ele vor fi și asfaltate până în noiembrie 2020, deci în acest an, când avem termenul de finalizare al acestui proiect. Bun, și în noiembrie 2020 terminați Jiblea Nouă, nu? Nu, nu numai Jiblea Nouă. Acest proiect de modernizare a străzilor din stațiunea Călimănești-Căciulata, așa cum se numește el proiectul, deci nu este același proiect ca cel semnat acum, ca cel denumit îmbunătățirea calității vieții în Călimănești prin modernizarea orașului. Și este vorba de un alt proiect de modernizare a străzilor, care cuprinde absolut toate străzile din Jiblea Nouă, care cuprinde multe străzi din Jiblea Veche, și aici mă refer la Nicolae Bălcescu, la Arbatului, la 1907, la Odobescu, cred că mai este una dintre străzi care, acum nu mi-o aduc aminte, dar sunt așa, reconstrucției, deci străzi importante de Jiblea Veche, care vor beneficia de același tratament ca și cele din Jiblea Nouă. Urmă avem stradă Împăușa, care este finalizată. Ieri sau astăzi a fost finalizată. Și Neagoe Basarab, de fapt, o străduță laterală a străzii Neagoe Basarab, dar o străduță care de-a lungul ei are multe gospodării și era necesar să venim acolo cu această asfaltare, cu această modernizare. De fapt, v-am spus, nu este vorba numai de asfaltare. Noi o considerăm modernizarea străzilor respective atâta timp cât ele sunt completate cu rigolele de preluare a apei și cu aceste podețe de acces la proprietăți. Avem, pe urmă, ne mutăm în Călimănești, în Seaca. Știți bine că artera principală din Seaca este deja asfaltată cu primul strat, urmează cel de-al doilea strat. Și
Apoi avem în Călimăne strada Eminescu, avem Prișan, Horia, deci multe străzi, de asta am și spus un proiect de peste 16 km de străzi, și care, la care lucrăm și care până în noiembrie va fi finalizată. Cu acești 16 km de străzi se termină toată problema Călimăneștiului în materie de asfaltare? Nu se termină, domnul Narcis. V-am spus că urmează proiectul cel de-al doilea, cel care l-a însemnat săptămâna trecută. 16 km deja sunt finanțați, nu? Corect, sunt bani pentru ei. Sigur. Și sunt în execuție acum. 16 km, proiectul care cuprinde cei 16 km de modernizat, se află deja în implementare. Și mulți dintre ei au fost realizați. Da, pe lângă aceștia mai avem cei 7 km care cuprinde un număr de străzi, străzile din Căciulata, dacă le deci pe proiectul de care vorbim noi, pe care l-am anunțat acum asta de 5 milioane de euro, s-au mai obținut 7 km de asfaltări? 7 km de asfaltări, da. Da? Și unde vor fi asfaltările astea? Păi unde? În Vozia și Căciulata sunt străzile care au fost, să zic, care n-au fost cuprinse în primul proiect și care sunt cuprinse în acest proiect ultim finanțat. Bun, am înțeles. Casa de Cultură este prinsă și ea în proiectul de 5 milioane. Când va începe? Deocamdată am obținut finanțarea. După ce obținem finanțarea, scoatem acest proiect la proiectare. Da? Finanțarea am obținut-o pe baza unui studiu de fezabilitate, așa cum se obțin proiectele europene. Vom scoate în imediata în perioada imediat următoare acest proiect la proiectare, vom da o perioadă, zic eu, mai lungă, având în vedere importanța acestui proiect, care, încă o dată spun, pe lângă cei 7 km de asfaltare, pe lângă străzile respective, cuprinde obiective importante ale Călimăneștiului, așa cum este Casa de Cultură, cum este Centrul Multifuncțional, Școala Generală din Jiblea Nouă, Complexul Sportiv din Jiblea Nouă și Complexul Cultural din Jiblea Nouă. Deci sunt, într-adevăr, obiective importante. Vom da o perioadă, încă o dată spun, destul de mare pentru realizarea proiectării. Aș vrea să avem un proiect foarte bun, în așa fel încât să nu ne confruntăm cu situații de nereuri sau de NCS-uri, de renunțare sau de lucrări suplimentare și acestea să fie cât mai puține. Dar și apoi vom scoate acest proiect la licitație pentru a afla constructorul care obține această lucrare. Domn primar. El are perioada de implementare 2020-2023, iunie 2023. Deci este o perioadă când vom implementa acest proiect. Deci noi avem UAT Călimănești, are 5 milioane de euro primiți acum pentru aceste 5 proiecte. La Casa de Cultură am discutat, ne-ați spus acum ce se va întâmpla. Centrul de informare turistică? Centrul de informare turistică nu este vorba de centru de informare turistică, și este vorba de centru multifuncțional. Lângă Casa de Cultură, ultima dată acolo a funcționat dispensarul localității. Acolo. Da? Acel centru, îi spun eu, multifuncțional, îl vom transforma tot într-un centru cultural, îl vom lega de Casa de Cultură și îl vom desfășura numai activități culturale, adică ateliere de pictură, știm că noi avem o tabără de pictură, ateliere de teatru, pentru că noi avem acolo asta, ateliere de literatură, deci, în general, încă o dată spun, se vor desfășura activități culturale legate întrucâtva de activitatea la Casa de Cultură. Și din 5 milioane de euro, fiecare, cele 5 proiecte, fiecare primește cât un milion? Milion de euro? Păi vă dați seama că nu ne-ar mai rămâne pentru străzi. Fiecare obiectiv a fost evaluat prin studiile de fezabilitate și are o sumă alocată, sumă pe care, încă o dată spun, se va fi preluată în proiectarea care va fi făcută pentru fiecare obiectiv. Nu avem voie să depășim această sumă.
Centrul Cultural Jiblea Veche. Jiblea Nouă, un proiect amplu care se leagă de asfaltările deja executate. Nu mai de asfaltări, dar v-am spus de modernizarea care o vom face la școala generală din Jiblea Nouă. Acolo este vorba, pe lângă, eu știu, lucrările care le vom face în școală, chiar de realizarea unui parc, care va avea două componente, o componentă folosită de copiii care vor veni la școală, vor frecventa clasele 1-4, dar și un parc, pentru că acolo este un teren generos, care este proprietatea UATEC Limănești, și vom realiza și un parc pentru copiii din localitatea Jiblea Nouă. Deci, de asta și spun un proiect complex. Pe lângă acest lucru, lângă sau vis-a-vis de școala generală, este acolo o clădire cunoscută sub denumirea de Cămin Cultural Jiblea Nouă, și aceea va fi transformat într-un centru cultural cu dotările necesare pentru activități culturale și, lângă această clădire, un complex sportiv pentru desfășurarea unor activități sportive. Să știe că Jiblea Nouă, din acest punct de vedere, să zic, duce lipsă, și vreau să... Dumneavoastră a spus că este legată de asfaltarea străzilor. Nu, aș vrea ca Jiblea Nouă, într-adevăr, să beneficieze și ea, ca și celelalte localități, și de aceste posibilități de recreere pentru copiii de acolo, pentru tinerii de acolo și, de ce nu, și pentru adulți. Este pentru foarte... că activitatea culturală pe care se va desfășura la centru cultural vizează și adulții. Este foarte interesant centrul cultural, cum va arăta, acel cămin cultural, cum e prins, dacă așa în câteva cuvinte... Păi cum bun, este o extindere, pentru că el e un cămin vechi, da? Vă aduceți aminte, în el nu e niciun fel de dotare, nu este dotat cu utilități publice, deci cu apă, cu canalizare, cu gaze, chiar va beneficia, spun eu, și de o cantină din aceasta de vară, ca să se poată efectua acolo și alt fel de activități. Și, în general, sala mare a acestui cămin va fi transformată în sală de spectacole, se va realiza o scenă, se va dota această sală în așa fel încât ea să fie utilă comunității de acolo și nu numai. Și pentru că se uită fotbaliștii din Jiblea Nouă, am mulți prieteni acolo care sunt lângă... Da, sunt copii Cozia, talentați. Da, foarte este. Talentați, au și câștigat anul trecut... Da, cu Sandu Paul. Da. Pentru ei, domn primar, stadion va fi un teren de fotbal în toată regula. Un teren de așa cum am văzut în toată proiect, nu? Regula, cu siguranță, cu chiar cu tribune, dar locuri puține, așa cum este un teren de sport, multifuncțional, atât pentru fotbal, cât și pentru basket, pentru tenis. Foarte vreau interesant. Să facem acolo un complex sportiv. De care Dar va fi gazonat, nu? Cu gazon natural? Sau nu, cu gazon natural, va fi gazon artificial în zona respectivă, tocmai datorită acestui caracter multifuncțional. Vă dați seama că pe iarbă e greu să facem un gazon care să se poată desfășura, de exemplu, meciuri de tenis. E greu. Corect. Și atunci mergem cu un gazon artificial ca să se poată desfășura mai multe activități. Deci în Jiblea Veche, pe proiectul acesta, va fi un centru cultural, un complex foarte care cu parculeț, cu școala, cu parcul școlii și cu parcul localității, cu teren de sport și cu centru cultural. Bun. Haideți să trecem, că nu prea mai sunt deja... Să ne spuneți repede de cealaltă finanțare a blocurilor, care la fel este... Da, noi am depus pentru un lot de 5 blocuri, de 10 blocuri. Ele au fost cuprinse în mai multe, să zic, etape de finanțare. În această etapă am primit pentru 5 blocuri. Pentru Important 5. Este că între acești
Este 5 blocuri. Este blocul de aici, din Vărzărie, după Aurel Vlaicu, da? Blocul acela care ne-a făcut și ne face încă multe probleme. Care are probleme cu mansarda, că el a fost încercat să fie mansardat acum 10 ani sau, nu știu eu, poate chiar mai mult, pentru că așa, eu așa l-am găsit, dar care trebuie urgent să intervenim asupra lor, pentru că nu știu, lucrările care au fost realizate și neduse la finalitate creează un adevărat pericol. Și a spune că în scurt timp ne vom apuca prima dată de acest bloc pentru a elimina riscurile respective. De asemenea, un bloc care ne creează mari probleme este blocul cu 7 etaje, da, care omoară oameni chiar. Zona respectivă și deci ne vom axa, cred eu, la începutul anului viitor, pe grupul acela de 3 blocuri de acolo, cele cu 2 cu 4 etaje și unul cu 7 etaje. Și apoi blocul din centru, cel de vis-a-vis de primărie, blocul numărul 1, care de asemenea știți că are un acoperiș destul de precar. Blocul numărul 1 este cel central unde e CECU, unde este... Da, și care merge de-a lungul străzii cu școala... Da, vis-a-vis de școală. Da. Și, bun, la blocul după Aurel Vlaicu, o să dați jos încercarea aceea? Da, expertiza pe care au făcut-o specialiștii e de neacceptarea lucrărilor care s-au executat și de eliminarea lor, le vom da jos și deci vom reface acolo. Și acolo ce faceți? Acoperiș? Acoperiș, da. Toate blocurile, de fapt, vor fi dotate cu acoperiș. Chiar dacă au sau nu în proiectarea veche acest acoperiș. S-a demonstrat, de fapt, că este nevoie ca blocurile să fie acoperite. Adevărul că au ieșit foarte frumos blocurile de la Căciulata. Eu sunt mulțumit cum au ieșit. Numai doamna Nelly Pană nu e. Nu știu, acum nu vreau să dau supărat, nici lume. Probabil oamenii se așteaptă la cine știe ce lucrări. Ele trebuie să fie acceptate, în primul rând, de locuitori, de cei care locuiesc acolo. Și, pe urmă, știți și dumneavoastră locuiți la bloc, sau ați locuit la bloc, și eu am locuit la bloc, sunt inginer la fiecare ușă. Și dacă noi facem aceste lucrări după fiecare, n-ajungem să facem aceste lucrări. Important este să avem o comunicare bună înainte să ne apucăm de lucrări, după aceea să le punem bine pe hârtie, să semnăm toți factorii responsabili și, într-adevăr, să realizăm un contract bun, cu un proiect bun și sunt convins că atunci și lucrările vor fi de calitate. Dar se mai poate schimba acum ceva la proiectul acestor blocuri pe care le reabilitați? Adică e bătut în cuie sau... Este bătută în cuie valoarea lor. Valoarea. Da. Și studiile de fezabilitate, de fapt, relevă necesitatea, oportunitatea realizării acestor lucrări evaluate de specialiști, pe urmă să realizează, să zic, o proiectare în detaliu a lucrărilor care vor fi executate pe acestea. Deci, la întrebarea dumneavoastră, pot să răspund că nu se pot modifica valorile, se pot aduce modificări mici sau mari în funcție de ceea ce vrem să realizăm în final aceste blocuri. În mare, domn primar, va fi refăcut în totalitate acoperișul? Gândiți-vă că noi facem aceste lucrări în baza unei axe de dezvoltare de eficientizare energetică. Deci noi realizăm lucrări care se încadrează în ghidul respectiv și, cu alte cuvinte, în final va trebui să avem o îmbunătățire a calităților energetice a construcțiilor respective, cu alte cuvinte, un consum mai mic de energie și în locuri mai puține. Odată ce consum mai puțină energie pentru încălzire, pentru iluminat, deci vor fi schimbate inclusiv corpurile de iluminat, aici vorbim de spațiile comune, de holuri, de scări, de subsoluri, da? Și putem schimba chiar și instalațiile de încălzire sau de alimentare cu apă, atâta timp cât ele se află în spații comune. Și apoi, cu anvelopare
pe care o cunoaștem foarte bine, da, cu sistemul de anvelopare, cu sistemul de izolare a pardoselilor de la primul etaj, de peste subsol, a planșeului despre peste ultimul etaj. Faceți și lucrurile astea? Categoric, da? Lucrări pe care le-am făcut, de fapt, la și la căciulata? Căciulata, da. Da? Izolația în peste ultimul etaj de acolo. Foarte a fost realizată și acest lucru îl vom realiza și la celelalte. Și, așa cum am spus, cu acoperiș, cu materiale noi, cu materiale care să fie durabile și care să se încadreze în urbanismul general al localității noastre. Acum, ca să le oferim și telespectatorilor de la Vâlcea, care nu sunt poate chiar atât de interesați ca cei de la Călimănești, de cum va fi blocul sau un Jiblea nou. Cum a afectat? Cum se desfășoară sezonul estival 2020 acum la Călimănești Căciulata? Da, din păcate sezonul acesta estival este un sezon atipic și știm cu toții acest lucru, pentru că activitățile turistice sunt cele care suferă cel mai mult de pe urma acestei pandemii. Stațiunea noastră sau localitatea noastră fiind o localitate stațiune balnear. Deci toată activitatea economică din localitatea noastră se bazează pe turism și în general pe turismul balnear, pentru că avem de-a face și cu un turism monahal și cu un turism de afaceri, știți bine, și acestea au avut de suferit. Ușor, ne dăm drumul. Zic eu, suntem la 30% din ce s-a întâmplat în anii anteriori, pentru că au apărut și multe unități mici care sunt la ora actuală la capacitate, având în vedere că sunt unele baze de tratamente deschise, că sunt unele piscine care sunt în aer liber deschise, au atras după sine și turiștii respectivi. Însă, să zic, marea majoritate așteaptă încă să se redeschidă restaurantele, să se redeschidă cu adevărat toată baza de tratament a unităților aflate. Și, vedeți, avem și un profil deosebit. Noi avem unități mari turistice, unități de cazare de sute de oameni. Avem restaurante la fel, cu săli de servire a mesei destul de ample, de mari. Și mai mult de atât, specificul acesta de tratament balnear presupune o prezență a multor oameni în sălile de așteptare, în sălile de tratament. Din păcate, nu se ia în calcul, și aici aș vrea să spun că noi avem altfel de condiții decât au multe din stațiunile balneare din țară, avem aceste săli de așteptare și aceste baze de tratament, zic eu, pe suprafețe enorme, pe hectare de teren. Da. Da? Gândiți-vă că avem sala de așteptare de la cele trei hoteluri, Roltu, Căciulata și Cozia, pe parterul a trei hoteluri. Ceea ce sunt trei hectare, patru acolo. Ceea ce este extrem de benefic, chiar în perioada aceasta. Adică mă refer la posibilitatea respectării distanțării sociale a pacienților care vin la tratament. Dar sper eu să se mai rezolve din toate aceste lucruri, să avem cât mai puține, să zic, constrângeri, cât mai puține interdicții și să ajungem cel puțin la sfârșitul acestui an cu posibilitatea de menținere a turiștilor care au fost până acum și care au nevoie de tratament în stațiunea noastră. Domnule primar, până la urmă, trebuie să supraviețuim. Dacă noi reușim, sau unitățile economice reușesc să-și achite, să zic, costurile, pentru că orice spațiu costă și întreținerea lor la fel,
și cred că ar fi totuși un lucru benefic. Oricum, operatorul de turism cel mai mare pe partea de balneologie, se zice că numești căciula ta, pentru că, stimați telespectatori, la Călimănești ofertele sunt de două feluri. Nu este doar balneologia aceea cu tratament, sunt și complexe turistice, gen Casa Românească, Bucura, care sunt pe agrement. Și, da, și ca să vin în completare la ceea ce spuneți, gândiți-vă că noi avem în total 4.000 de locuri de cazare, dintre care se zice că Călimănești Căciulata, în unitățile acestea mari, dar are și unități mai micuțe, are 2.000 de locuri de cazare. Deci, iată că dezvoltarea noastră a dus la apariția multor unități din acestea mai mici, care pot în continuare să... Dar pentru oferta de 4 stele, că dumneavoastră știți tot ce mișcă și tot ce se cere pentru certificat de urbanism la Călimănești. Sunt cereri și pentru construcții de 4 stele? Sunt cereri pentru construcții de 4 stele, sunt cereri pentru construcție de 5, unui hotel de 5 stele. Da? Deci, unde? Cu alte cuvinte, nu numai numărul va crește sau și, a crescut, și calitatea, dar nu? Și calitatea. Și cel de 5 stele, domn primar, care, unde va fi? Va fi în Căciulata, da? Da. Va fi al unui operator care deja deține, să zic, acolo un hotel bine cunoscut și care poate oferi condiții de 3 stele plus. Eu l-aș duce întotdeauna spre 4 stele la tot ceea ce am văzut eu pe turism în țară și în străinătate. Dar încă nu s-a început construcția lui. Sunt în construcție 2 unități de 4 stele. Dar ăsta de 5 stele al cui este? Cine e? La Orizont. Ah, Orizont, dar în fața Orizontului. Da. Au depus deja certificatul de urbanism? Da, sigur. Da? Și va fi hotel mare sau o pensiune? În general nu se mai merge pe unități mari. Se merge pe unități de 50 de camere, de 70 de camere. Oricum, deci unități, e. Sigur, nu va fi construită o pensiune acolo. Va fi construit un hotel. Ah, deci va avea câteva etaje, nu? Normal. Și câte etaje are, au păi, cerut? Credeți-mă că acum nu... Nu le-ați numărat. Nu, știu. Este foarte interesant să știu lucrurile astea. Sigur că acolo ne bazăm pe un plan urbanistic general și chiar pe un plan urbanistic zonal. Știți bine că în Căciulata și Cozia s-a realizat un astfel de plan zonal și care cuprinde clădiri mai înalte, nu aflate în imediata vecinătate cu șoseaua națională și undeva în etajul următor, așa cum va fi și construcția de care vorbim, și acolo se pot realiza până la 9 etaje. Deci s-a părea că avem de-a face cu un astfel de construcție. A, deci domnul Vlăduțu, 9 etaje a cerut pentru hotelul de 5 stele. Nu cred că asta este important, dar trebuie să aflăm, că este foarte interesant. Da. Vreau să vă întreb ceva, că nu mai este timp și măcar asta să apuc. Construiți, primăria Călimănești, aveți un proiect la care deja lucrați, este vorba de la Seaca, de un parc acvatic, deci stranduri, piscine, este reală informația? Da, este adevărat? Real. Eu n-am făcut niciun secret din așa ceva, pentru asta am obținut licență de explorare de la ANRM, Agenția de Resurse Minerale, da? Prin care vom avea acces la 2 sonde de apă geotermală, una dintre ele la Căciulata, pentru că eu văd acolo o zonă de dezvoltare în continuare turistică. Au și luat ființă mai multe unități turistice și e normal să beneficiem de această resursă. Și o altă sondă pentru extracție apă geotermală la Seaca, la complexul expozițional de la Seaca, în zona respectivă, cu gândul de a dezvolta acolo o a treia, să zic, parte a stațiunii noastre turistice, bazată tocmai pe această resursă, pentru că am văzut ce a însemnat pentru Călimănești, să zic,
construirea acvaparcului de la și ce, Societatea ce importanțe, da. Pe urmă, cel de la Mirajul Oltului și, cu siguranță, acolo, având teren la dispoziție, teren pe care suntem proprietari, putem dezvolta astfel de... Câte hectare aveți? Avem 50 de hectare, o parte este încă izlaz, deci pășune, și el nu poate să fie folosit la construcție, decât în momentul în care, să zicem, am avea nevoie să extindem acest proiect la care lucrăm deja și care, pe lângă un acvapark, va conține și un complex sportiv și chiar o clinică de recuperare a sportivilor și nu numai, foarte în zona respectivă. Și acum, în primă fază, câte hectare ați alocat pentru 18 hectare? 18 hectare. Sonda pe care o construiți, care se forează, va alimenta numai complexul ăsta acvasa sau le dați? Noi sperăm că acolo să ajungem la o resursă care să aibă o temperatură de peste 90 de grade. E greu să folosești această resursă numai pentru acvaparc. O vom folosi pentru încălzirea spațiilor și apoi o vom folosi pentru acest aspect. Dar le dați și oameni, și locuitorilor din Seaca, vor beneficia și ei? Bine că noi avem un proiect deja pentru aceste sonde, care pe lângă forarea respectivă, avem cuprins în acest proiect și distribuția de apă geotermală. E un proiect de 15 milioane de euro. Deja transmis la Ministerul Fondurilor Europene și cu care avem, să zic, purtăm deja corespondența pentru finanțarea acestuia. Foarte interesant. Deci, practic, acum se lucrează pentru sondă, pentru sonda aceea. După ce obțineți și terminați treaba cu sonda, o să urmeze... Numai bine apare a doua perioadă, o altă perioadă de finanțare, de fapt a treia perioadă de finanțare cu fonduri europene, da, pe POR sau pe Ministerul Fondurilor Europene, perioada aceasta 2021-2027, în care deja avem și propuneri făcute pentru a cuprinde mai multe axe de dezvoltare a stațiunilor balneare și noi avem un pachet de proiecte. Și atunci intenționați să prindeți finanțarea cu aparcul de la Seaca. Corect. În mare așa l-ați conturat cu aparcul ăsta? Că sunt curios cum va arăta. Nu, recunosc că în mare nu l-am conturat, pentru că ne-am ocupat până acum de proiectul cu sondele și apoi ne gândim la acest proiect. Am luat legătura, de exemplu, cu primarul de la Oradea, pentru că și el am observat că este cuprins în acest proiect de aducțiune apă geotermală, da? Și dânsii fac un astfel de proiect și am luat legătura, chiar mi-au făcut propunerea să-mi trimită proiectul lor sau în stadiul acesta de fezabilitate. Sigur, noi îl vom adapta terenului nostru, vom avea consultații cu specialiști. Mi-ați știți că au fost multe discuții și înainte pentru realizarea unui astfel de proiect. Din păcate, totul s-a oprit la Mirajul Oltului, un proiect care a fost înghesuit acolo în mijlocul localității, lângă Casa de Cultură. Acolo, spațiul acela, eu îl vedeam folosit în continuare pentru activități culturale, dar bine că s-a făcut, el aduce un plus de valoare orașului nostru, însă este insuficient. Cerința este foarte mare. Și de aceea am luat în calcul realizarea unui proiect din acesta economic, ca să aducă în continuare un plus de valoare lor. Pentru că toți suntem la ștranduri, la piscine și la agreveni din acesta aqua. Asta suntem noi, să zic așa. Spuneți-ne ce se întâmplă la Pescăruși, la ștrandul Pescăruși, care aparține Sece Călimănești Căciulata, nu? Al lor este, nu? Da, aparține Sece Călimănești Căciulata. Ce face ea? Acolo s-a vrut să se extindă acea piscină, acel ștrand, da? Cu tobogane, cu o bază modernă de aquapark, dar sigur,
acolo este Casa Scriitorilor, acolo pentru a fi, pentru a putea să se desfășoare o altă activitate, a fost nevoie și este nevoie de avizul Ministerului Culturii și acesta n-a fost obținut. Prin urmare, a fost cam abandonat acest proiect. Am promisiuni că va fi repus pe tapet și acolo se va realiza o unitate, o altfel de unitate decât aceasta de, cu activitate balneară. A, și să nu mai facă, să renunțe de tot la ideea de ștrand? Cel puțin așa da? Știu eu, da. În primul rând, mai avem câteva minute și nu pot să nu discutăm puțin, mai ales că suntem, dacă eram noi doi în biroul la noastră, vă mai întrebam că mai erau multe. Avem timp, așa da. Că vă invit la birou. O să vin la birou. Într-adevăr mai multe, dar dacă suntem aici, v-aș ruga. Începe campania. Va mai începe. Este, da. Păi... Uite, și tot... aceasta va fi atipică, și aceasta este atipică deja. Suntem puși în diverse... Cum posturi. Este la Călimonești? Cum comentați așa? Credeți că va fi o luptă grea? Vor apărea mulți candidați? Cum se va mișca acum, tot eșichierul ăsta? Știți, eu aș pleca cu anul 2012, când eu am candidat și am candidat din partea unui partid care știți bine că era în cădere liberă și am câștigat împotriva unei coaliții destul de puternice. Și de ce aduc aminte de acel an? Aduc aminte pentru că aveam acea dorință de a câștiga și de a face ceva pentru Călimănești. Eu veneam deja dintr-o funcție importantă a județului nostru, aveam o profesie respectată și care, în care, să zic așa, mă simțeam în largul meu. Era profesia pentru care mă pregătisem atâta timp și care, de ce să nu recunosc și de ce să nu spun, chiar dacă pare lipsit de, par lipsit de modestie, obținusem destule rezultate foarte, foarte bune. Dar dorința aceasta de a face mai mult, de a avea o nouă provocare, m-a făcut să candidez pentru orașul nostru. Și nu îmi pare rău, deși mi-a fost foarte greu în această perioadă, însă proiectele pe care le avem în derulare, proiectele care le avem deja, să zic, scrise, atât de proiectanți cât și de consultanți și care pot să fie depuse imediat cum se deschid noi axe de finanțare pe perioada, așa cum am spus, 2021-2027. Dorința de a reuși și a duce până la capăt modernizarea orașului nostru mă face să candidez în continuare. Și m-ați întrebat cum va fi bătălia. Deci dorința aceasta de a continua este atât de mare încât nu mă voi bate cu nimeni, dar mă voi adresa cetățenilor orașului nostru cu dorința de a înțelege că împreună am făcut multe lucruri bune și că putem continua și duce la bun sfârșit această reconstrucție, dacă vreți, această modernizare a stațiunii noastre. Dan Vlaicu și Viorel Chiarescu din regia de emisie mi-au dat un anunț de care o să le spun eu, o să-l completez de astăzi. TV Etalon poate fi recepționat de oriunde din lume, live, pe YouTube, pe canalul TV Etalon Live. Să știți că mama mea, care este în America, în momentul ăsta se uită la pe noi. Pe care și eu o cunosc foarte bine. Deci, o salut cu ocazia asta. Domnule primar, mai avem... mai avem... 7 minute. E bine că să mai profit puțin. Anabela, în piață, unde a fost vechea brutărie, cum o cunosc călimăneștenii, se lucrează ceva acolo. Cine? Ce să face acolo? Un complex comercial. Un complex? Asta face această... Și cum va fi complexul? Cu gen mall, așa? Că da, e mare spațiul ăla da, de acolo. Este destul de mare spațiu. Da, va fi un magazin modern. Oricum, ați văzut, și nu-i vorba numai de Anabela, sunt multe
societăți care au deschis în localitatea noastră magazine moderne. Știți, acum cât n-aș fi vrut să aduc aminte de acest lucru, dar fiindcă m-ați provocat, am primit, să zic, o vorbă grea de la cineva și cu atât mai grea vine din partea unui prieten, sau cel puțin eu îl consideram un bun prieten. Zice, primarul s-a îmbogățit și orașul a sărăcit, știți? Dacă dânsului merge mai rău în perioada asta, nu înseamnă că orașul nostru a sărăcit. Știți bine că orașul nostru este căutat de mulți investitori, iată, investitori care au deschis magazine și investitori puternici ai orașului nostru și nu numai, care au deschis magazine comerciale în orașul nostru și eu zic că această competiție între unități puternice care respectă toate regulile unui comerț civilizat nu face decât să ne onoreze și să așteptăm să se deschidă cât mai mult astfel de magazine. Ele sunt deschise atât în centrul orașului, pentru că și de cel care ați amintit e de, în centrul orașului, dar și în Căciulata. Dar acolo, în piață, va exista parcare, bănuiesc, nu? Va exista parcare interioară. Deci acest magazin are, așa cum a spus și dumneavoastră, o suprafață destul de mare de teren. Și va fi numai alimentară, domn primar? Numai alimentară va fi? Ați văzut că și celelalte magazine nu sunt numai magazine alimentare. Găsim aproape, de-aia spun market sau supermarket. Va fi un supermarket acolo, deci vom găsi și altfel de marfuri. Dar credeți-mă că chiar nu știu toate aceste detalii. Aștept și eu cu interes să-l deschidă. Sunt convins și ați văzut și magazinul nou pe care care a luat ființă pe locul unui alt magazin mai vechi, că an de an acești investitori vin cu modernizări, vin cu utilaje, cu totul, cu materiale noi, în așa fel încât să fie cât mai atractiv. Acum, în final, că mai sunt doar 3 minute, eu am scris în Cozia Info că viziunea primarului Florinel Constantinescu de la Călimănești privește o linie arhitecturală orientată spre stilul brâncovenesc și helvetic. Pentru că domnul primar este în studio, adică poate să vă confirme cele reportajele scrise, această linie, domnul primar, așa cum am prezentat-o eu, este corectă? Este corectă și este bazată automat pe elementele acestea pe care noi le-am găsit în Călimănești. Sigur că fiecare localitate trebuie să se definească prin niște elemente, așa cum le spunem noi, tradiționale. Și aceste elemente noi le-am găsit pe vechile, să zic, construcții ale izvoarelor balneare din Călimănești, le-am găsit pe clădiri vechi, pe vile vechi care erau construite tocmai în ideea de vile turistice și vile de agrement, de recreere în această zonă și de aceea eu mi-am fixat aceste elemente pentru implementarea lor în continuare în localitatea noastră. Și cred că nu am greșit și ele se văd din ce în ce mai prezente și în construcții noi apărute sau în renovarea celor vechi. Și este o inițiativă a primăriei prin care veți susține fațadele? Da. Mai este reală? Este reală, da. Sigur că începând cu anul viitor vom susține chiar material. Da. Adică locuitorii orașului nostru care au în proprietate astfel de clădiri pentru a pune în valoare cu adevărat aceste elemente tradiționale. Deci dacă au stil brâncovenesc, sigur, nu? Sau neoromânesc, ele noi avem de gând să obținem din partea Consiliului Local această posibilitate de a contribui la finanțarea reabilitării acestor clădiri. Foarte interesant. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc și cu toată plăcerea. Când avem multe este de nevoie vorbit. Să informăm cetățenii orașului nostru sau pe vâlceni, vă stau la dispoziție.
Stimați-le spectatori, emisiunea Esențial va fi în fiecare marți. Ne vom întâlni cu locuri, oameni și tot felul de informații frumoase din nordul județului. Sunt Narcis Dăescu, vă mulțumesc pentru atenție.